Într-un interviu la un post de televiziune românesc, generalul Emil Străinu anunța că s-a reactivat zona seismică Râmnicu-Vâlcea, Snagov și Șabla din Bulgaria, care e una de suprafață, mai periculoasă decât cea din Vrancea și că este de așteptat să se reactiveze și celelalte, în total 21, pe tot teritoriul României. La vremea respectivă era încetățenită ideea că în țara noastră nu există decât un singur loc unde se produc cutremure, Vrancea. Greșit! Informațiile generalului, care la vremea respectivă erau greu de crezut, s-au adeverit. Ca dovadă stau cu tremurile de suprafață din Galați, care au avut loc de-a lungul timpului, cele din Prahova, cele din Gorj, cele care au înspăimântat Hunedoara în septembrie, cele din Banat, Făgăraș, Maramureș și așa mai departe. Datele pot fi verificate pe site-ul Institutului de Fizică a Pământului. Emil Străinu este de părere că, dintre toate, cea mai periculoasă falie reactivă este Vidraru, Snagov, Șabla. Oare ar urma un nou cutremur în România și alte fenomene inexplicabile? Vedem ce spune generalul Emil Străinu. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou material pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom aborda câteva descoperiri terifiante care au avut loc în România, făcute de marele general Emil Străinu, pentru că acest om a realizat și a atras atenția referitor la foarte multe lucruri incredibile. Nu uita să te abonezi și nu uita să apeși pe butonul de like pentru a vedea noi materiale. Și nu uita să-mi răspunzi la următoarea întrebare: care ți s-a părut cea mai terifiantă descoperire făcută de Emil Străinu? Acum haide să trecem la clipul de astăzi. În România există 22 de zone seismice, din care doar cea vrânceană e de adâncime. Cele de suprafață, care s-au reactivat în ultimii ani, au o perioadă teoretică de revenire de 50 sau 100 de ani. Reactivarea failor seismice din România, o realitate acum evidentă, are drept cauză modificarea echilibrului geodinamic al scoarței de către factorul uman prin diferite activități, ne-a explicat generalul Emil Străinu, fost consilier parlamentar pe probleme de amenințări neconvenționale și asimetrice. Generalul Emil Străinu a arătat în mai multe lucrări că seismele pot fi produse de om direct prin armele războiului geofizic, care declanșează cutremură pe anumită zonă țintă pe care se află inamic, sau indirect ca efecte colaterale ale războiului geofizic ori prin activități industriale legate de minerit. Și trecem la următoarea descoperire. Ați auzit de baza militară Alexeni din inima Bărăganului? Este aflată la 5 km est de Urziceni. A devenit pe 23 august 1984 locul unei apariții șocante, după ce un obiect necunoscut a fost identificat de radare pe cer. Povestea OZN-ului care a speriat România a fost relatată de general Emil Străinu și consemnată de Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. În urmă cu 35 de ani de la Alexeni, pe 23 august au plecat și s-au întors aeronavele MiG, Iar și așa mai departe, care participaseră la parada militară de la București cu ocazia Zilei Naționale. La un moment dat, stația radar de la Otopeni a întrebat stația radar de la Alexeni dacă se mai află vreo aeronavă în aer, deoarece ei vedeau ceva pe verticala aerodromului. Un martor ocular al evenimentului a povestit Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate ce s-a întâmplat în seara de 23 august 1984 la Alexeni. Emil Străinu, azi general care lucra atunci la comanda complexului de radiolocație, a descris ulterior într-o carte, în calitate de martor ocular, ce a trăit pe 23 august 1984. Iartă mărturia sa, consemnată de Asfan, România. Era ziua națională și se aniversau și 40 de ani de la evenimentele prin care România s-a alăturat aliaților și a întors armă împotriva Germaniei. Aeronavele MiG, Iar, care participaseră la parada militară de la București, reveniseră și aterizaseră la baza militară Alexeni și unele fuseseră deja husate. La un moment dat, stația radar de la Otopeni a întrebat totuși stația radar de la Alexeni dacă se mai află vreo aeronavă în cer, deoarece ei vedeau ceva pe verticala aerodromului. S-a procedat la încă o verificare, confirmându-se prezența la sol a tuturor aparatelor, scrie Emil Străinu. Generalul menționează că la acel moment cerul era senin, temperatura era de 28 de grade Celsius,
astfel că obiectul necunoscut a fost reperat și vizual. Observat prin instrumente optice, mai exact lunete, avea formă voidală, era lung de 2-3 metri și lat de 1,5 metri, părând să fie făcut dintr-un material strălucitor asemănător aluminiului. Nu făcea zgomot, nu avea lumini proprii și nici jeturi de propulsie, nu prea incomodat de vântul de 7-8 metri pe secundă. Pe timpul evoluției sale au fost semnalate perturbații puternice în comunicații. Așa cum relatează Emil Străinul, de la autopen s-a transmis că obiectul apăruse subit, fusese văzut de 4-5 radare diferite, din locații diferite, lucrând cu frecvențe diferite și acum pendula undeva la verticala aerodromului, spre vest, la o altitudine de 4-4500 de metri. Semnalul radar recepționat era comparabil cu cel al unui avion mic sau al unui elicopter. Ulterior, obiectul a coborât la 2200 de metri, deplasându-se spre vest. A intrat după un timp în unghiul radarului din Alexeni. La un moment dat, a fost pierdut și regăsit, după 5 secunde, la altitudinea de 22.000 de metri. După aceasta, a aflat de acum la vreo 20 de kilometri de Alexeni, a urcat și a coborât de vreo 7-8 ori între 2000 și 55.000 de metri, cu viteze de la 0 la 12.000 de km pe oră, efectuând mișcări în zigzag și întoarceri în unghi ascuțit de care nicio aeronavă terestră n-ar fi fost capabilă datorită supra-solicitărilor. Potrivit lui Străinu, s-a luat legătură și cu avioanele civile care suvorau zona, iar echipajele acestora au confirmat ce văd, că văd ceva ce seamănă cu un balon cu aspect metalic, dar au refuzat să facă vreun raport oficial motivând că nu vor să se compromită. Deși detalii s-au raportat la autopen, de acolo a venit răspunsul că e mai bine ca lucrurile să fie uitate, întrucât la ziua națională nimeni nu avea nevoie de știri bombă. Generalul mai povestește în cartea citată că obiectul a fost urmărit timp de 40 de minute, fiind pierdut la înălțimea de 100 de km, când a dispărut în spațiu cu o viteză de 1000 de km pe oră. Nu putea fi în niciun caz un balon, lucru confirmat și de operatorii radar, toți cu experiență de peste 10 ani în radiolocație, aleși special pentru a asista fără probleme la parada militară. Benzile magnetice care au înregistrat evenimentul au fost analizate atent, dar după 24 de ore au fost șterse. Din cauza momentului special și a emoției generale, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea trimiterii unui raport mai sus. Ulterior s-a căutat mușamalizarea celor întâmplate și ridiculizarea martorilor, mai arată sursa citată. Ioan Bunea, reprezentant al ASFAN, asociația care a preluat mărturisirea generalului Emil Străinu, spune că lucrurile s-au petrecut întocmai. Relatarea respectă în mod cert realitatea. Dânsul a trăit pe viu ceea ce ne-a povestit. Acest eveniment a fost de altfel și tema unei dezbateri care a avut loc la București în urmă cu câțiva ani cu piloții de elicoptere. Domnul general Străinu se ocupa la acea dată de stația radar, iar apariția ciudată de pe cer din 1984 a putut fi observată și cu ochiul liber. Deci mărturisirea sa este completată și de observația vizuală, a spus Bunea. De asemenea, Ioan Bunea a mai precizat că nu este nevoie de aparatură performantă pentru a putea vedea ceva pe cer. Pe orice radar se vede o țintă neidentificată. Pe lângă avioanele care se cunosc, aceasta se deplasează cu o traiectorie dezorganizată, a spus Ioan Bunea. Cam atât a fost, dragilor, și în episodul pe care l-ai vizionat chiar acum. Nu uita să-mi spui care din cele două descoperiri făcute de Emil Străinu ți s-a părut cea mai incredibilă. Și de asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și să le distribui și prietenilor tăi acest episod. Noi ne vom auzi cu alte materiale și evident mult succes în tot ceea ce faci.